Sâmbătă 21 august, începând cu ora 12, la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș s-a deschis cea de-a cincea ediție a Salonului Anual de Acuarelă. Expoziția din acest an cuprinde lucrări cu tematică la liberă alegere a fiecărui artist expozant. Iată o nouă ediție a Salonului de Acuarelă la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș. O ediție bogată în exponate, spun eu, sunt peste 30 de artiști care expun astăzi aici. Mă bucură mult faptul că am reușit să depășim cumva granițele Călărașului și Ialomiței, așa cum a fost la primele ediții. Iată o participare din ce în ce mai mare din București și din județe limitrofe, ba chiar și din Spania, este prezent astăzi. Ne bucură acest fapt, asta înseamnă pentru noi o apreciere a eforturilor pe care le facem și încercăm să ducem mai departe această tradiția expozițiilor de artă plastică începută în anul 2017. Vă mulțumesc mult pentru prezență tuturor alături de noi, ca de fiecare dată, Ana Amelia Dincă, nu înainte de a menționa că Victor Grigore, ca de obicei, împreună cu Florian Mihăilescu și Florian Bursan au etalat piesele expuse astăzi. Pentru mine, de fiecare dată, este o bucurie un nou salon de acuarelă, după cum și fiecare expoziție de grup care se desfășoară în spațiul Muzeului Dunării de Jos din Călăraș. Este, într-adevăr, un eveniment datorită direcției sale de fenomen de nișă, dar și datorită faptului că artiștii din alte filiale ale Uniunii Artiștilor Plastici vin către expozițiile pe care le organizăm la Muzeul Dunării de Jos, prin bunăvoința și prin deschiderea pe care managerul muzeului, doctor, arheolog, Valentin Banco, are către artele frumoase. Iată că această nouă ediție este una foarte interesantă prin faptul că lucrările expuse sunt lucrări de anvergură, sunt lucrări, multe dintre ele, excepționale. Se observă o anumită evoluție interesantă în cadrul anumitor artiști, pe care probabil i-a provocat această expunere permanentă și recurentă, anuală, în cadrul Salonului de Acuarelă desfășurat în zona aceasta a Muzeului Dunării de Jos. Numărul participanților este unul important și, ca idee generală, după cum am mai menționat, direcția este aceea modernistă. Fiecare artist merge pe viziunea lui, dar tehnica aceasta acuarelei și provoacă către descoperiri în noi, în zona tehnicii, pentru că acuarela este de fapt, înseamnă de fapt lucrul cu apă colorată. Se practică acuarela atât pe suprafață uscată, cât și pe suprafață umedă, iar subiectele sunt recurente, sunt figurative, natură statică, peisaj, sunt și câțiva expozanți care merg către zona abstractă, către zona imaginativă sau către zona detaliului, dar iată că această expoziție este chiar mai bună decât precedenta. De anul trecut, artiștii, deși au venit cu lucrări mai multe, anul acesta lucrările sunt, am spus, maxim 3 să fie. Unii au expus un singur tablou, alții au venit cu 3 compoziții, însă calitatea lor este una superioară. Am să numesc participanții, fiindcă sunt în număr important. Laura Maraculea, Cristina Georgescu, Florian Bursan, George Alexandrescu, Cristian Olteanu, Florian Mihăilescu, Ioana Raluca Emechescu, Carmen Pavel, Gabriela Apostol, Victor Moraru, Irina Ion, Dorin Mana, Maria Bogatu Mărcianu, Constantin Grigoruță, Olivia Anastase, Claudiu Victor Gheorghiu, Elena Gabriela Florea, Victor Grigore, Cornelu Sudobrogea, Petronela Mila, Tiliță Temistius George, Jimmy Stănescu, Iorel Moraru, Gabriel Smolear, Sorin Vințeanu, Silviu Ioan Soare, sper să-i fie numerat pe toți și au auzit fiecare dintre expozanți numele. Jimmy Stănescu, am spus.
am observat faptul că există anumiți artiști la care derogarea de la ceea ce a lucrat până acum este una vizibilă. Și vreau să remarc faptul că Florian Mihăilescu întotdeauna le surprinde prin laviurile pe care le creează în spațiul acesta bidimensional al dârtiei. De asemenea, Florian Vâlsan iarăși a venit cu trei acoarele foarte interesante, cu o suprafață mai mare, comparativ cu ceea ce ne-a obișnuit până acum. Laura Maraculea întotdeauna este foarte puternic influențată de cromatica puternică. Cristina Georgescu, cea care vine din zona restaurării, este întotdeauna interesantă prin subiectele pe care și le alege. George Alexandrescu vine cu o compoziție numită Bătrânul. Cristian Olteanu, prin Sfântul Apostol Pavel, denotă încă o dată apetența sa către zona religioasă. Ioana Raluca Emechescu, prin peisajele pe care le expune, este evident că este foarte atașată de zona aceasta a naturii. Carmen Pavel este din nou decorativă, cum o știm. Gabriela Apostol merge pe formă. Victor Morar, în peisajul său marin, punctează atât forma, dar și poezia naturii. Irina Ion este debutantă la acest salon și este foarte interesantă lucrarea sa. Dar Dorin Manea rămâne același viitor al zonei acesteia, a călărașului, a câmpiei. Apropierea sa către natură este evidentă și este una care devine un fel de terapie în lucrările sale. Maria Munceanu Bogatu este o excepțională desenătoare și întotdeauna ne-a surprins prin calitatea compoziției, dar vreau să remarc modelul domniei sale, pe micuța Marian Poțica. Maria ea vină, se te face luna, că tu ești modelul. La ultimele ediții de când s-a născut micuța Maria, Maria Mărceanu Bogatu a reprezentat-o în diferite ipostaze existențiale. Constantin Grigoruță este un nume în zona aceasta acoarelei și merită remarcat. Este foarte interesant și stăpânește tehnica. Otilia Anastase practică atât pictura cât și acoarela și este o artistă și ea spectaculoasă. Merge de multe ori la mărunt, face și lucrări abstracte, dar de data aceasta expune o lucrare care se bazează pe formă, dar este încărcată de metaforă și poezie. Claudiu Victor Gheorghiu din nou ne atrage atenția prin faptul că vine din zona picturii religioase, dar și zona aceasta abstractă este una de mare forță la domnia sa. Elena Gabriela Flora este sensibilă, este apropiată de lumea florală. De multe ori lucrările sale luate în detaliu, prin amănunt, ne conduce către abstract. Iar Victor Grigore este un apropiat în ultima perioadă de peisajul citadin. Acoarela a prilejuit întâlnirea cu peisajul citadin și cu forma figurativă pe care o stăpânea și care de data aceasta a fost redirecționată către peisaj. Petronela Milea are două lucrări prezente în expoziție, foarte diferite, o stradă din modelul, care este foarte riguros concepută, dar și Flor de Măcești, unde diluțiile și culorile se îmbină foarte frumos și merg oarecum către abstractizare. Ilița Demistius George este suprarealist în toate abordările sale, este foarte imaginativ și foarte colorat. Lucrările sale sunt foarte vivante în ceea ce privește cromatica. Jimmy Stănescu își menține tonalitățile, iar lucrările sale, care sunt bazate pe elemente arhitecturale, evocă Elada, dar și o bazilică în care elemente recitative sunt privite de aproape. Viorel Moraru are o compoziție foarte interesantă,
iar Gabriel Smolnac este în ultima perioadă un artist care ne atrage atenția prin experimentele artistice pe care le realizează, prin grafica sa, prin actualitatea lucrărilor sale. Este de-a dreptul un artist care vine din urmă foarte puternic, domnia sa este medic veterinar, și apropierea către zona aceasta artistică vine cumva din interiorul sensibilității sale pentru lucrurile frumoase ale acestei lumi. Sorin Dințeanu a mai expus în cadrul expozițiilor noastre și de data aceasta cele trei lucrări miniaturale prezente pe Simese sunt lucrări care vorbesc de apropierea sa către la viu, către formă, către expresivitatea maximă. Silviu Ioan Soare, ceramist de formație și un pictor care ani de zile s-a ocupat de expresivitățile suprafeței bidimensionale, este apropiat și el de peisaj, pentru că peisajul îți permite să realizezi diluții foarte ample, foarte expresive și întotdeauna găsește în lumea vegetală din jurul său motive de inspirație. Cred că nu l-a menționat pe domnul Cornel Ursu Dobrogea, care are deschis o expoziție personală în momentul acesta la Centrul Cultural UNESCO Ionel Berlea din Slobozia și merită văzut, este o expoziție de pictură, este o fel de retrospectivă a primelor sale creații. Dar iată că și în zona acvarelei se descurcă foarte bine și peisajul este o temă favorită, însă portretul și mai ales portretele de copii sunt cele care sunt foarte dragi și lucrează cu multă bucurie. Vreau să mai fac o mențiune la lucrarea lui Florian Mihăilescu. Lucrarea sa se numește Legendarul Valeriu Sepi și este o lucrare extraordinar de frumoasă și am admirat și altă dată la acest artist faptul că uneori în zona portretului, în culori foarte puține, esențiale, obține maximum de expresivitate. Aceștia sunt artiștii exposanți ai acestei ediții, însă vreau să îl salut pe Nestor Damaso del Pino, care este prezent aici, nu ca expozant, ci ca prieten. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența domniei voastre în cadrul acestui salon, pentru că fiecare a făcut un efort deosebit să lucrați, să veniți până aici, să aduceți lucrările și vă doresc în continuare să aveți inspirație pentru celelalte expoziții de grup la care sunteți invitați în cadrul Muzeului Dunării de Jos. Da, vreau să mai menționez doar că expoziția va fi deschisă până pe 20 septembrie, așa că invitați-vă prietenii, cunoștințele, eu zic că merită.